S-a dat alarma la Timișoara, o persoană posibil dispărută în apele râului Bega este căutată chiar în aceste momente de către autorități. ISU Timiș, ISU Hunedoara, dar și ISU Arad și-au dat mâna într-o amplă acțiune de căutare a persoanei dispărute în apele râului Bega. Doi studenți au fost cei care au dat alarma la 112, spunând că au auzit strigătele disperate ale victimei care le cerea ajutorul. Așa au început căutările băiatului de 19 ani dispărut în apele râului Bega. Mai multe echipaje ale ISU Timiș, polițiști, ambulanțe și jandarmi au împânzit imediat zona. Scafandrii ai ISU Hunedoara și ISU Arad au venit la fața locului pentru a căuta în adâncime. În această dimineață, în jurul orei 4:20, am fost solicitat să intervenim pentru căutarea salvarea unei persoane posibil dispărute în râul Bega, în zona Parcul Copiilor din Timișoara. Au fost alertate toate subunitățile de intervenție ale inspectoratului, precum și scafandrii din cadrul județelor Arad și Hunedoara. Se pare că ieri ar fi fost ziua bărbatului care ar fi sărbătorit aseară, iar cel mai probabil acesta ar fi alunecat în apele râului. Da, e o problemă aici, că foarte multă lume circulă pe bordura asta îngustă. Am văzut, eu vin de mult la pește aici și circulă așa și poate să alunece. E umezit, e iarbă multă și oricând poate să întâmple. S-a mai întâmplat acum, cred că 3-4 luni e la fel. Au fost băieți căutat pe cineva, l-au găsit, la urmă. Se întâmplă din când în când la noi în oraș. Cum vi se pare acest lucru? Iată, acum medicii încearcă să îl resusciteze pe bărbat. Da, din păcate nu cred că mai face nimic. La 4 dimineața până la ora asta sunt câteva ore bune. Numai dacă stai în apă un sfert de oră, te apucă ipotermia. Și jumătate de oră cred că se moare așa, la barem. După 3 ore stat în apă. Din păcate, băiatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar paramedicii au declarat într-un final decesul. Condițiile au fost grele pentru că temperatura pe este foarte scăzută și vizibilitatea este redusă, dar după jumătate de oră echipa noastră de 2 scafandri a reușit să dea peste persoana dispărută și am reușit să o scoatem cu succes la suprafață. Tânărul decedat este din Republica Moldova și era student în Timișoara.